Dacă vrei să mă susții, du-te la itemshop, apasă pe suportă creator și adaugă codul meu Max și altele. Mulțumesc! Salutare toată lumea și bine ați revenit la un nou episod din minunata mea serie zilnică de Fortnite Battle Royale. Fraților, hai să mergem de data asta în Loot Lake. Nu știu de ce, dar iubesc Loot Lake-ul, frate, deși de cele mai multe ori când duc acolo regret. Pentru că, probabil știți și voi de ce, îți iei laser-uri, îți iei sniper-uri, nu ai materiale prea multe, dar... E foarte intens totul acolo, așa că o să mai mergem probabil din când în când. Nu prea des, sper. Frate, dacă m-aș duce și eu în locații precum, nu știu, Lonely Lodge sau Fatal Fields sau Lucky sau Happy Hamlet sau Junk Junction sau nu știu, ceva mai puțin populat, cred că aș avea șanse mult mai mari să câștig meciuri, da? Îmi place, frate, să fie intensitatea aia încă de la începutul meciului, nu știu de ce îmi place. Și îmi place să joc foarte agresiv de multe ori. M-am uitat peste clipurile mele din ultimele zile și am observat, bă, frate, eu chiar joc super agresiv. Adică am înțeles super bine jocul ăsta, știi, și gândesc chestiile. Dar, frate, ar trebui să joc mai safe. Pentru binele meu. Mamă, ce chestii bune avem, ești nebun? Ești nebun? Și avem și un sniper legendar aici. Ok. Hai să ne dăm repede astea. O să fac așa, pentru că vreau să iau sniperul ăla legendar. Nu o să iau AK-ul ăsta, deși e destul de bunicel. Bă, tu ai pump și nu tragi? What? Are you kidding me? N-avea gloanțe de pump. Cine are pump fără gloanțe? Hai că deja încep să am loadout-ul perfect. E cineva acolo? Te văd. Nici măcar pe aproape. Mamă, și tipul ăsta era super agresiv. Băi, e bine că avem multe materiale, știi? Că materialele în Loot Lake te avantajează super, super mult. E cineva pe acolo, acolo? What? Mamă, ce strălucește cascada aici, nebun. Oh. Oh. GG, man. Știam că o să editeze, dar eram pregătit cu pump-ul. Nice are, man. Ok, hai să luăm big shield-ul ăsta de aici și să îl folosim repede. Cred că mai e cineva pe aici, prin zonă. O poziție nu prea confortabilă, dar ne descurcăm. Și fraților, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Încep să nu mai zic atât de des chestia asta, vedeți? Sper că apreciați. Nu știu, frate, faza e că m-am obișnuit să o zic atât de, nu știu, de des încât mi-a intrat în reflex, știi? Come on, Bloom! Mi se pare că am sensibilitatea mai mare decât de obicei. Auci! Tipul ăsta chiar știa să joace, mă, dar... Degeaba, mă. Aparent degeaba știi să joci. Come on. Chiar mai e cineva pe aici. Te
Te rog, nu-mi zice că tragi. Oh. Da, hai că am și țintă. Dacă e. Mă, cred că am dat în piatră și nu-i bun. Sunt puțin cam expus. Și puțin cam greu să-i dau un hit loot tipul ăsta. Hai frate, te rog. Ce asta? Se mișcă în continuu. Până ajunge glonțul la el și o schimba poziția, știi? Deci cred că trebuie să dau un predict. Da, sau să plecăm. Ar fi o idee să plec de aici, pentru că sincer nu știu dacă o să ajung la o înțelegere cu acest individ. Poate ar fi o idee să iau acest buried treasure. E acolo, nu e în zonă, ok, nu-l vrem atunci. Nu prea am materiale, am decât niște iron, mă rog, metal. Am jucat prea mult Minecraft în ultimele zile. Uite că avem aici niște chestii. Mai e ăla acolo? Oh, uite o bilă, frate. Ce face bila aia acolo? Cred că e o întrebare destul de bună. Trebuie să am grijă. Că ăla s-ar putea să mai vrea să-mi dea sniper în continuare. De fapt, sigur o să mai vrea să-mi dea sniper în continuare. Așa că mai bine îl lăsăm. Tipul cu bila cred că a plecat. Sunt un pic cam bâlbâit aparent. Nu mă luați în seamă, vă rog. Am văzut că la un episod, frate, nu știu, am zis alt cuvânt în loc de un cuvânt pe care trebuia să zic. What? Cât de agresiv joci, mă. Cred că vrea să dea jos construcția, nu? Come on. Am și materiale puține. Oh my god. Ce nebun e playerii, frate, deci nu jucați Fortnite solos, mai ales, bine, orice fel de Fortnite, la ore de astea, frate. Nu știu exact unde-i trepul, trebuie să am grijă totuși. Da, nu o să mai joc cu sniper, din motive evidente. Aparent azi chiar nu, oh, ba da, vreau să joc cu ăsta. Hai că parcă cu ăsta îmi place așa puțin. Am două launchpad-uri, that's nice, hai să mergem. Și hai să sperăm că o să ne descurcăm. Mamă, frate, și părul meu stă atât de, nu știu, fluffy, e atât de moale părul meu, nu știu, așa și o să aibă o textură mai stabilă. Dar nu are. Așa că trebuie să-l suportăm așa cum e el. Sau să-l decolorez. Probabil o să-l decolorez curând, pentru că uite-te și tu, frate, zici că am un șobolan aici. Come on. Păr, please. Dar nu ne pasă nouă de păr.
Dacă voi ați crezut că îmi pasă, nu-mi pasă de fapt. Ok, avem aici un heavy sniper legendar, un sniper normal și un shotgun. Bă, o să iau shotgun-ul. Cred că e arma pe care o folosesc cel mai des. Și heavy sniper oricum nu face mare diferență dacă e legendar. Bine, nici shotgun-ul, da. Nu prea aveam ce să iau altceva. Ok, văd că sunt aici niște playeri care se bat. Oh. Mamă. N-am șanse. N-am șanse, frate, că tipul fuge. De-aia am dat acolo la hituri. Cred că plânge un pic mai mult. Oh. What? Ok. Nu voiam să-l pun chiar aici, da? E bine și așa. Am zis să nu mai chinui, că tot aveam două launch peduri. N-am ador zona asta, frate. Pot să-ți faci o mega rotație, jnii bun. Ok, zona e fix aici. Deci trebuie să avem grijă. Mai e cineva prin aer pe aici cu mine? Nimeni? Aparent nimeni. Presim că o să fie un mini scrims la final. Bă, părul, bă, de, ok, nu mă mai uit la mine pentru că părul meu. Oh, 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 oh. Cred că e o idee bună să plecăm de aici. Sincer, pentru că să știam amândoi. Sigur sunt playeri destul de buni pentru că, da, e 5 dimineața și mai sunt 9 playeri în afară de mine, știi? Și mai bine ne retragem când e cazul și când putem. Deși mi-am irosit acolo un launchpad. Mamă, frate, ăla joacă cu pistolul nou și joacă așa. Nu știu ce că a murit amândoi. Cred că a murit amândoi, cred că au pus trap-uri. Da. Super probabil. O să iau slurp-ul, frate, nu știu, nu mă simt atât de confident azi cu snipe-ul. Aici era la un cipedu. Aici era, ok. Trebuie să ne alegem zona lângă un geyser. Cred că o să-l iau pe ăsta pentru un moment. Am arme super, super ok. Fix ce-mi trebuie, fix ce-mi place mie. That's good. Și am zis să dau un pic joc mai tare. Vreau să-mi ziceți, vă rog, dacă sunteți niște drăguți. Dacă nu sunteți, nu-mi ziceți. Dacă vă place cum se aude jocul acum. Dacă e suficient de tare. Nu știu dacă ar trebui să-l dau mai tare sau dacă să-l las așa. Pentru că am observat că era destul de încet în comparație cu vocea mea înainte și am zis, bă, hai să-l dau un pic mai tare, nu foarte, dar puțin, foarte puțin.
Mamă, frate, ce copaci. Mai sunt 5 playeri în afară de mine și zona deja e super, super micuță, deci... Nu prea-mi place, sincer. Hai să luăm airdrop-ul ăsta, poate ne dăm un launchpad, că le-am irosit pe ale mele, așa degeaba. Nu vreau așa ceva, please. Dacă joci cu așa ceva, ești rasă inferioară. Nu glumesc, dar urăsc turetele. Sper să le scoată, frate, mai repede, pentru că nu-mi place deloc să joc cu ele, dar în același timp, uneori mai exprimești cât un spam din ăla nesimțit, știi? De la turete. Deci, nu prea ar trebui să fie itemul ăla în joc. Oare mai am norocul să găsesc niște bile aici sus? Nu cred, așa-i? Șansele ar fi de 1 la 1 milion, probabil. Oh, uite o bilă. Oh, e cineva în ea, nu? Dacă ținta mea n-ar fi așa oribil azi, ar fi nice. Chiar ar fi nice. Terminați-mă cu sniperurile. Cine murim acolo? Probabil tipul ăla în aer. Desigur că lumea o să ia riftul ăsta în continuu. Hai să luăm high ground-ul. Oricum o să aibă cineva un rocket launcher sau ceva. Da, avem poziție super bună. Mai sunt 3 playeri. Nu jucați, fraților, Fortnite la ora 5 dimineața. Vă mai zic o dată, pentru că sunt toți tryhardzi. Uită-te și tu. Am văzut unii care joacă solo, ca să înțelegeți. Nici nu au apucat să fie zona asta și erau morți toți și câștiga cineva meciul. Deci, da. Trebuie totuși să nu irosesc materialele. Și să nu fac pic. Ok, uite un player acolo. O să-și asigur. Bă, dar nu vine nimeni în zonă. Toți sunt acolo, se bată. Deși unul nu cred că e acolo. Unde e ultimul jucător? Că văd doi playeri acolo. Oh my god. Și unde era unul, frate? Adică văzusem doi acolo, dar unul nu mai era. Ok. Oricum, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Astăzi vine un mare update pe Fortnite, vreau să vă zic, și ori o să facem un live, ori mâine de dimineață o să vedeți un episod cu update-ul. V-am zis că de acum o să încerc să fiu mai rapid când apare ceva nou pe Fortnite. Și, fraților, urmăriți comunitatea Fortnite pe Instagram și pe mine, dacă vreți să fiți la curent cu tot ce apare nou în timp destul de real. Încerc cât mai repede posibil să fac postări și acolo. Oricum, fraților, eu am fost Max și noi ne vedem puțin mai târziu la un episod de Minecraft, probabil. V-am pupat pe toți, pa, pa!